Sute de oameni s-au adunat astăzi în centrul orașului pentru a participa la parada și manifestațiile dedicate Zilei Naționale. Haideți să vedem cum le plac evenimentele de anul acesta. Ce se întâmplă aici? De ce ai venit aici? Nu știi? La paradă. Cum vi se par manifestările de anul acesta? Încă nu dau seama, că n-am văzut mare lucru. Muzica populară? Da, e ok. E o schimbare. La anul trecut n-am fost, nu pot să fac o comparație. Cum te cheamă pe tine? Antonia. Antonia, și ce faci tu aici pe stradă? Nu ți-e frig? Nu mi-e frig. Nu ți-e frig. Dar de ce ai venit aici? Că am vrut să văd soldații. Soldații? Și sunt soldați aici? Da. Dar ce fac soldații aici? Defilează. Ai fost și anul trecut? Da. Și ți-a plăcut? Foarte mult. Ce-ți place cel mai mult când vezi soldații defilând? Îmi place cel mai mult să-i văd. Și vrei să fii și tu militar când o să fii mare? Da. De ce? Că îmi place să tropăiesc. Să tropăiești. Dar îți place să porți armă? Da. Și ce se face cu arma? Se trage arcul. Și în cine se trage? Domnul, nu face... În păsări. Bravo. Cum te cheamă pe tine? Carla. Carla, tu ce faci aici? De ce ai venit aici? Pentru că să văd cum mărșăluiesc soldații. Și ți-e plac soldații? Da. De ce mărșăluiesc soldații astăzi, știi? Pentru că e o paradă. E o paradă și e Ziua Națională. Nu știai asta, da? Ce le spui tu celorlalți de Ziua Națională? Le spunem la mulți ani, da? Le spunem la mulți ani. Românilor. La mulți ani românilor. Felicitări! Ce sărbătorim astăzi? Ziua României, ce să sărbătorim, nu? Ce le spuneți celor românilor de Ziua Națională? Să fie sănătoși, să fie mai bine de cum a fost până acum și fiecare tot ce-și dorește. Ce le urați românilor? Bani mai mulți care au muncit. Cei care nu au muncit, bani mai puțini. De ce ești tu aici? Cum te cheamă pe tine? Iris. Iris. Și de ce ai venit tu aici? Vreau să văd parada. Și de ce se face parada astăzi, știi? E Ziua Națională. Ce le spui românilor de ziua lor? La mulți ani. La mulți ani, bravo. Știi de ce am venit noi aici cu toții? Da, pentru că este Ziua României. Ziua României. Și ce le spui românilor de ziua lor? La mulți ani. Dar atât? E suficient? Da. Câți ani ai? 7 ani. Și ție-ți place să vii să vezi parada sau? Da. Ce-ți place cel mai mult când? Când văd parada. Militarii care defilează. Vrei să te faci militar când o să fii mare? Mă mai gândesc. Ca să văd fanfara și jandarmii. Și jandarmii militarii nu? Nu-ți plac? Ba da. De ce crezi tu că fac astăzi paradă? Pentru că e Ziua României. Bravo! Ce le spui tu românilor celorlalți de Ziua Națională? Să fie cu minți și să ai grijă de natură. De ce ai venit tu astăzi aici? Ziua Națională a României. Ce s-a întâmplat în ziua asta de este Ziua Națională a României? De ce au ales ziua asta? Pentru că e Ziua României. României, Ziua României. Ce le spui tu românilor de ziua lor? La mulți ani. Doar atât? N-ai... Colegilor tăi ce le spui de Ziua Națională? Să vin aici. Să vin aici să vadă? Da. Ce să vadă aici? Armata. Armata cum? Ce face armata aici? Defilează. David te cheamă pe tine. Cine ți-a desenat steagul pe obraz? O doamnă. O doamnă. Și care sunt culorile steagului? Roșu, galben și albastru. De ce ai venit aici? Să văd cum face armata, să văd cum e defilarea. Defilarea. Și de ce se face aici defilare și astăzi, știi? Nu știi de ce. Așa au vrut ei să vină astăzi și să facă defilare, da? E Ziua Națională. E Ziua Națională. Așa. Ce le spui tu colegilor tăi, familiei de Ziua Națională? La mulți ani români.
Maria. Maria. Și de ce ai venit aici? Pentru că tatăl meu e în armată. E tăticul în armată, e militar și defilează, da? Da. S-a pregătit mult? Nu știu. Nu știi? El te-a chemat aici? Da. Da? Da. Și o să vin. Să vezi cum? Cum e defilarea. Cum e defilarea? Știi de ce se defilează astăzi? Da. De ce? Pentru că s-a unit România acum nu știu câți ani. Da. S-a unit România, da? Da. Și e ziua națională. Ce-i spui tu tatălui tău care defilează aici de ziua națională? Nu știu. Nu ai niciun mesaj să-i spui? Ba da, să se discute bine. Și un la mulți ani, nu? La mulți ani. Când e ziua cuiva, nu zici la mulți ani? Ba da. Hai, spune un la mulți ani pentru cine vrei tu? La mulți ani România. Și la mulți ani tati. La mulți ani tati. Delia, și de ce ai venit aici? Pentru ziua României. E ziua României. Și ce zicem când e ziua României? La mulți ani României. Numai României, românilor, nu? Ba da. De ce ai venit aici? Ca să vă soldați. Soldații. Și ce fac soldații aici? Ce fac acolo? Stau? De ce crezi tu că au venit soldații aici și tu ca să-i vezi pe ei? E ziua cuiva, a României, a românilor, da? Da. Și ce spui tu când e ziua cuiva? La mulți ani. Da? Da, mai tare. N-ai mâncat azi? Hai să vedem cât de tare poți striga la mulți ani. La mulți ani, România. Știi? Da. Hai să aud. La mulți ani, România. Tu ai venit aici să vezi soldați. Da. Și domnișoarele care sunt soldați? Am venit să le văd și pe ele. Și pe ele. Care-s mai frumos, soldații bărbați sau soldații femei? Bărbați. Da? Îți plac mai mult că sunt mai serioși, da? Da. De ce crezi că au venit aici să facă paradă? Pentru că e ziua României. Bravo! Și ce spui tu când e ziua cuiva? La mulți ani. În cazul ăsta cui spui? La mulți ani cui? La mulți ani România. Ce faci tu aici? Am la paradă. La paradă? Pare. Da. Și e frumos la paradă? Da, da. Și de ce crezi că fac ăștia paradă pe aici? De ziua națională. De ziua națională? Pare. Și uite de ce mi-a cumpărat mami asta. Cadou de ziua națională, da? Da. Da. Roz? Da. E pentru băieți? Da. Ce spui tu de ziua națională tuturor oamenilor care sunt aici? La mulți ani! La mulți ani, România! Manifestările dedicate Marii Uniri și Zilei Naționale a României sunt pe terminate. Soldații se retrag în pas de defilare. La mulți ani, România! La mulți ani, români!